Dragi prieteni, suntem la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Se pare că aici, în săptămâna aceasta, sunt examenele de bacalaureat. E centru de bacalaureat, așa că noi, cei care facem practică, nu putem intra pentru 3 zile în sala de curs. În schimb, ne-am gândit să facem un material legat de examenul acesta al maturității pentru elevii de clasa 12, absolvenții liceului. Am venit aici, i-am întâmpinat, le-am luat câteva interviuri și o să vedeți mai multe în materialul ce urmează. În continuare le ținem pumnii și le dorim multă baftă tuturor. Alex, cum a fost examenul pentru tine? A fost ok, în general ok. Am știut cam din tot câte un pic și mă aștept la o notă relativ decentă. Care a fost subiectele? Primul subiect a fost ceva legat de personalitate, în sens de celebritate culturală, socială, etc. Subiectul 2 a fost perspectivă narrativă și subiectul 3 a fost să descriem o comedie, particularitățile unei comedii. Excelent. Îți dorim succes în continuare. Mulțumesc. Cum a fost examenul de astăzi pentru tine la limba și literatura română? Cu urcușuri și coborâșuri. Te-ai descurcat? Da. Subiectele cum ți s-au părut? Grele? Ușoare? Așa. N-au fost nici grele, nici ușoare. Au fost ok. Cam la ce notă te-ai notat tu în momentul de față? Domnul, 6, 5. Am înțeles, dar e notă de trecere. Da. Bine, îți doresc succes în continuare. Mâine, matematică? La aia mă descurc mai bine. Excelent. Și după aceea? Chimie. Chimie. Baftă. Mulțumesc. Dorin, cum a fost astăzi examenul? Destul de ușor primul subiect și al doilea, dar să dăm trei destul de greu, pentru că n-am învățat această operă. Am înțeles. Da, e sincer, într-adevăr. Emoții? Ai avut emoții? Un pic la început. Și cam ce notă îți dai pentru lucrarea de astăzi? Să sper la un 6 sau 7. Ok. Și eu? La matematică, la celelalte materie? Vedem mâine ce faci la matematică. Ok. Și la ce mai ai examen? La mate și la chimie. Bine, multă baftă! Mulțumesc mult! Daniel, astăzi a fost primul examen de bacalaureat la limba și literatura română. Cum te-ai descurcat? Consider că destul de bine, ținând cont că aseară am zis cumva la mișto că pică o scrisoare pierdută. Nu am repetat-o și fix aia a căzut și sper totuși că am fost pe subiect. Am scris totuși 3 pagini și sper totuși la un 8, peste 8, sper. Da, e o notă foarte bună. Da. Am văzut și colegii tăi au avut și emoții și ei au scris. Pentru tine, cum a fost ziua de astăzi? Nu am avut neapărat emoții, adică nu am încărcat-o cu emoții negative, nici pozitive. A fost foarte, foarte ok. Am ajuns în sală, am mai discutat cu profesorii și atunci m-am relaxat și mai mult. Și chiar nu am avut o problemă când au venit subiectele. Am avut timp destul, deși mi-a fost frică că nu am, chiar mi-a fost frică. Dar am ieșit și mai repede și a fost totul bine. Da, mâine matematica, nu? Și apoi? Biologie. Excelent. Îți ținem pumnii în continuare, mulțumesc. Suntem alături de voi și vă dorim succes și ție și colegilor tăi. Mulțumesc mult! Când viața bate filmul, ia-ți destinul în mâini. Devino propriul tău scenarist, pentru că viața merită trăită. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like și un subscribe. Abonează-te la canalul de YouTube Energetic Deva.